În primul rând, și de ce? Datorită felul cum a fost pus în discuție publică, pusă în discuție publică propunerea PNL-ului, adoptată în unanimitate de conducerea acestui partid, sigur că este cel vizat într-un fel de acest text, anume conducătorul de facto de iure și de ce vrem noi altceva, de drept divin, sau de drept dialectic, ca să vreau pe Beluzică, monarhia de drept de dialectic, președinția de drept dialectic în cazul de față, domnul Ion Iliescu, care sigur că are altă viziune despre acest muzeu. Paradigma noastră este o paradigmă care sfidează multe din tezele pe care le-a susținut domnul Iliescu, inclusiv cele legate de Revoluția Română, deci aici apar clar divergențe, nu simte divergențe personale, deci sunt divergențe de viziune istorică. Domnul Iliescu nu s-a aliat după știința mea, el a spus în cartea Dialogul Marele Joc că bilanțul comunismului în secolul 20 este unul globalmente negativ. Este fapt, este a spus-o. Nu știu dacă e mândru că a spus-o, dar a spus-o. Există Bogdan și Pașa. Uitare de sine, probabil. Așa, însă, în moment, nu știu că domnul Iliescu se referă aliat. Verdictului fundamental din discursul președintelui Băsescu privind natura ilegitimă și criminală a regimului comunist din România pe întreaga sa perioadă, respectiv a instituției care a asigurat represiunea, care a fost Securitatea, și rolul nefast al Partidului Comunist. Acum, pentru noi, este o problemă, pentru că dacă o să fie o expoziție despre propagandă sau despre statul comunist ca stat al propagandei, domnul Iliescu și-a făcut cariera în aparatul de propagandă al Partidului Comunist. Doi sunt cei din zona ultranaționalistă, care nu sunt de acord cu perspectiva civil liberală pe care o susținem noi în interpretarea comunismului și a dictatorii comuniste. Deci noi nu ne apropiem, noi, că spun noi, nu mă refer la mine, mă refer la un de oameni pe care aș numi de orientare lovinesciană, în sensul și E. Lovinescu și Monica Lovinescu, valorile pe care le-a promovat Europa Liberă, valorile dizidenței liberale din România, Vlad Georgescu, Mihai Botteza, alte figuri importante ale gândirii disidente liberale din România, în perioada respectivă chiar Paul Goma, din faza în care era unul din mari susținători ai drepturilor omului, asta a fost disidența lui Paul Goma. Scrisoarea sa de Pavel Kohut era despre de solidaritate cu Carta 77. A fost poate cea mai importantă voce de susținere din România a dizidenței din Cehoslovacia în perioada respectivă. Deci această tradiție este cea pe care o susținem și nu tradiția anticomunismului, să o numim integralist și fundamentalist, care vine din direcții totalitare de semn opus. Și atunci, în zona, hai să o numim, fundamentalist, ultranaționalist, primordialist și așa mai departe, unde se cultivă mult mitul perioadei Ceaușescu ca perioadă de independență, ca perioadă de derusificare, din zona celor care promovează, să spunem, la ora actuală, viziunile unui Larry Watts, și, sau care sunt ale lui sau îi sunt atribuite, deci nu vreau să fac afirmații despre el, ci la felul cum este promovat el, eu mă refer strict la campania publicitară, nu la autor sau la carte, deci vorbind de două lucruri diferite și precizez acest lucru, sigur că există iarăși o rezistență profundă. Nostalgicii comunismului, naționaliștii ceaușiști, ca să dau doar câteva exemple, și apoi vin indiferenții. Indiferenții care se întreabă la urmă de ce ne mai trebuie chestia asta, de ce să investească bani în așa ceva, avem alte priorități, hai să numim și cinismul indiferent, care este și el. Și apoi vin neomarxiștii, că pe ei nu trebuie să uităm, pe cei pe care eu îi numesc cinicii ludici, cei care consideră că accentul pe teme precum gulagul românesc, universul pe concentraționat, este un obsesiv, există un critic literar care la un dat a spus că nimic nu este mai pernicios în România contemporană, chiar mai pernicios decât comunismul, este anticomunismul strident, mă vedea pe mine ca unul dintre exponenții acestui anticomunism strident, hai să-i numim anticomuniști de profesie, care și-au făcut din anticomunism un stintard în spatele căruia defilează în compania diversilor creditori coșiști occidentali.